Iubiți credincioși, tot în această zi, în această duminică, i-am sărbătorit pe Sfinții Părinții de la Sinodul al VII-lea Ecumenic, care a avut loc la Nicea în anul 787. Acest Sfânt Sinod al VII-lea Ecumenic de la Nicea din 787 a fost un Sfânt Sinod care s-a ținut împotriva iconoclasmului, anume împotriva luptătorilor Sfinților Icoane, și a fost ultimul sinod ecumenic care s-a ținut în biserică, de atunci n-a mai fost un sinod ecumenic, și anume el s-a pecetuit după aceea la anul 843, pe 11 martie, când s-a sărbătorit la Constantinopol biruința definitivă a Ortodoxiei împotriva iconoclaștilor, adică cei care nu cinsteau, huleau, distrugeau sfintele icoane, și împotriva tuturor ereticilor. Practic atunci, până atunci, s-au stabilit toate dogmele credinței noastre creștine, ortodoxe, adevărate, prin care noi, iată că avem toată lărgimea aceasta duhovnicească în biserică de a merge pe calea lui Dumnezeu ca să ne mântuim. Este lărgimea de înțelesuri duhovnicești care le avem în biserică prin darul Duhului Sfânt, prin aceste dogme și canoane rânduieli scrise de Sfinții Părinți. Știți că în istoria bisericii au fost 7 Sfinte Sinoade, primele 2 7 Sfinte Sinoade ecumenice, și dacă primele 2 Sinoade ecumenice au stabilit dogma dumnezeirii, adică dogma dumnezeirii Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt. Adică Sinodul I de la Nicea a susținut în principal dogma dumnezeirii Fiului. S-au stabilit primele 8 articole ale crezului. Iar cel de la Constantinopol, care a fost împotriva nehmatomahilor, adică a luptătorilor împotriva Duhului Sfânt, a stabilit practic dumnezeirea Duhului Sfânt. Apoi a fost sinodul 4, ecumenii și 5, 4 pentru împotriva mai multe erezii și în special la acest al patrulea sinod ecumenic s-a stabilit dogma cinstirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, Maica Domnului, a fost numită Născătoare de Dumnezeu, așa cum cântăm noi în cântarea acțiunului, ceea ce ești mai cinstită decât eruvimii, adică de la început cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât eruvimii și mai mărită fără de asemenea decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul a născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Deci Maica Domnului este mai cinstită, mai slăvită decât heruvime, decât serafine, decât toate puterile cerești, decât toți oamenii, pentru că a născut pe Fiul lui Dumnezeu, Maica lui Dumnezeu. Și apoi a fost împotriva ereziilor monofizite, adică care spuneau că Mântuitorul Iisus Hristos are o singură fire, nu două firi, dumnezeiască și omenească, așa cum ne învață pe noi biserica, pentru că Domnul Hristos în persoana Lui, într-un singur ipostas, au coexistat în mod desăvârșit, armonios, neamestecate, neîmpărțite și nedespărțite cele două firi dumnezeiască, care e veșnică, veșnică Dumnezeu, și omenească. Că firea omenească care a luat-o din prea curata Maica Domnului și a avut în același timp două voințe și ceea ce s-a stabilit la sinodul al VI-lea, la anul 680-681, care a fost al treilea sinod din Constantinopol, și așa s-a stabilit acest sfânt dogmele biserice, acest sfânt sinod a fost întărit de un sinod de la anul 691, ținut în timpul împăratului Sfântului Împărat Iustinian cel Mare, care a dat 102 canoane și așa totul s-a întărit în biserică și avem o lege a mântuirii, o lege desăvârșită dumnezeiască, prin care, iată că biserica a putut merge pe calea împărăției lui Dumnezeu și toți credincioșii într-un mod foarte frumos și plăcut, cu adevăratele înțelesuri
care au fost toate primite prin revelație de la Duhul Sfânt și sigur pecetuite cu sânge, că la fiecare sinod a fost martiri care au mărturisit adevărul și au pecetuit cu sângele lor aceste mărturisiri. În anul 711-713 a apărut în Constantinopol o erezie care a fost datorită unor împărați bizantini împotriva sfinților icoane. Ce spuneau acești iconoclaști? Acești iconoclaști spuneau că icoana erau majoritatea veniți din lumea musulmană, nu erau creștini ortodoși, erau evrei sau arieni, sau din alte erezii din bisericile vechi orientale. Fiindcă ei nu erau ortodoși, nu aveau acest cult ortodox, icoana a fost prima carte de dogmatică, pentru că în icoană noi vedem dumnezeirea pe Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu și om. Vedem pe Maica Domnului, Născătoare Dumnezeu cu pruncul în brațe. Și icoanele au fost de la început, s-au pictat, avem icoane pictate, Sfântul Evanghelist Luca, sunt picturi în catacombele din Roma din secolul I, sunt icoanele Sfinții Apostol Petru și Pavel, pictate tot de Sfântul Evanghelist Luca, și ele dintotdeauna s-au pictat pentru că icoana reprezintă o persoană dumnezeiască și o persoană umană îndumnezeită, care e Sfântul, dar în același timp icoana ea este dată de Dumnezeu, este ca o carte de învățătură deschisă văzului. Adică noi ne împărtășim prin văz, prin iconografie și Sfântul Ioan Damaschin spunea și icoane și biserici s-au pictat pentru că lumea atunci nu toată lumea știa carte, dar prin icoană se înțelegeau principalele dogme și învățături. Vedeam nașterea Domnului în icoană, vedeam botezul lui în icoană, mai ales icoanele vechi bizantine care reprezintă canonic, dogmatic, toate aceste taine. Vedeam tăierea împrejur, ducerea la templu la 40 de zile, vedem buna vestire, vedem intrarea în Ierusalim, vedem învierea lui, vedem răstignirea lui patimilor, vedem schimbarea la față, vedem înălțarea Domnului. Vedem toate aceste, ele este un registru, este un program iconografic în biserică, un registru care se pictează și practic toată învățătura noastră de credință o putem învăța în biserică prin iconografie. Și icoana o venerăm, dar nu o adorăm. Adorare se cuvine doar persoanei lui Dumnezeu, care este persoana veșnică prin excelență și izvorul vieții și al iubirii pentru noi. Icoana o venerăm și nu venerăm icoana în sine, ci venerăm chipul care îl reprezintă. Chip și prin chip, închinarea și venerarea merge direct la persoana care este în cer și care e reprezentată în icoană. Sfântul Ioan Damaschin spune în dogmatica sa și în tratatul despre iconografie împotriva iconoclaștilor că Dumnezeu n-a putut fi reprezentat în Vechiul Testament, deși și atunci s-au făcut heruvim, pentru că Dumnezeu nu se întrupase. Ori din moment ce Dumnezeu s-a întrupat, a luat chip omenesc, atunci El poate fi reprezentat. Adică El, Domnul Iisus Hristos, ca om, este icoana Tatălui Ceresc. Iar noi suntem icoana Fiului, ca și creați după chip oameni, după chipul Fiului lui Dumnezeu. Și de aceea se poate reprezenta. Maica Domnului a fost om, poate fi reprezentat. Și așa mai departe, îngerii, sfinții, pentru că ei sunt ființe create și pot fi reprezentate. Icoana este cea care, oarecum venerând-o și prin harul care Dumnezeu pune în ea, ea primește și ea un har de sfințenie. Adică Dumnezeu lucrează harul lui așa cum lucrează din trupurile sfinților. Izvorăște o putere pentru că ei au adunat în ele har dumnezeiesc. În Sfânta Cruce, unde s-a imprimat sângele Domnului Iisus Hristos. Sfânta Cruce e cea mai sfântă relicvă de pe pământ. A făcut mii, zeci, sute de mii, milioane de minuni prin lemnul Sfintei Cruci. Au înviat morți, au ieșit sute de demoni din îndrăciți și așa mai departe. Și e tot așa și icoana ea face cumva minuni prin harul dumnezeiesc care o reprezintă și prin mijlocirea acelei persoane care e reprezentată. Maica Domnului are sute mii de icoane făcătoare de minuni. Ei, și de aceea, această luptă împotriva iconoclasmului, care a durat vreo 70 de ani, foarte greu, sunt mai mulți împărați, Leon Armeanu, Leon Isaruru, Constantin Copronim, Teofil,
Toți acești împărați nu înțelegeau acest lucru și au dat ordine ca toți care luptă împotriva icoanelor, să toți care cinstesc Sfintele Icoane, să fie denunțați public. Icoanele erau scoase din biserici, din case, erau arse în piețe și toți cei care nu predau icoanele care aveau în casă, erau decapitați sau li se tăia o mână, o mână sau un picior, mâna dreaptă de regulă, așa cum s-a întâmplat și în Sfântul Ioan Damaschin. Ei se tăia mâna dreaptă și așa erau pedepsiți de acești tirani care nu înțelegeau, pentru că, așa cum v-am spus, majoritatea erau veniți din lumea islamică, acești împărați, și așa s-a produs o mare tulburare în biserică. Au fost zeci de mii de mucenici, așa cum ați auzit în Sinaxar, l-am sărbătorit pe Sfântul Teodor, Sfântul Teofan Mărturisitorul. Sfântul Teofan Mărturisitorul, împreună cu Sfântul Teodor, fratele lui, au fost niște monași foarte învățați la mănăstirea Sfântul Sava din Ierusalim și ei au mers la Constantinopol să-l convingă pe împărat trimis de patriar, să-l convingă pe împăratul de acolo să cinstească Sfintele Icoane. Împăratul i-a pus în închisoare și a stat în închisoare 25 de ani, persecutat, ars cu fierul roșu. Se spune că Sfântul Teodor Suiță la un moment dat, în închisoare, fiind nemai având cu ce să comunice, a tăiat cu sticlă bucată de piele de pe coapsa sa, de pe piciorul său și a scris cu sânge: nu vă lepădați de Sfintele Icoane sau cinstiți Sfintele Icoane. A fost o mare luptă și cei mai mulți mucenici au fost călugării. Cei care au luptat pentru păstrarea iconografiei în biserică au fost călugării. Ei, după aceste lupte, Sfânta Împărăteasă Irina, ea a reușit să adune un sinod la 787, la Nicea, unde a avut loc și primul sinod, și așa s-a restabilit cultul Sfintelor Icoane și, practic, s-a restaurat pacea în biserică. Așa cum v-am spus, această biruință nu a fost totală. Ea s-a pecetuit la anul 843, pe 11 martie, în prima duminică din postul mare, când s-a sărbătorit biruința ortodoxiei, biruința împotriva iconoclaștilor, în primul rând, și a tuturor ereticilor. Și de atunci, în fiecare an, în postul mare, în prima duminică a postului mare, sărbătorim Duminica Ortodoxie, Duminica Cinstirii Sfinților Icoane. Așadar, astăzi îi sărbătorim pe cei 366, spun unele documente, alții spun 350, orice caz, în jur de 360 de Sfinți Părinți, care au fost la Sinodul din Nicea, Sinodul al VII-lea, și au semnat pentru această biruință a Ortodoxiei de cinstire și de posibilitate de a cinsti, de a ne închina și de a ne ruga în fața Sfinților Icoane. Sfântul Sinod de atunci a fost condus de Sfântul Patriarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului, și au fost alți mulți, spune că peste 1000 de stareți, arhimandriți, mulți alți au participat la acest sinod. Și iată, noi sărbătorim această biruință, pentru că ea, prin ea avem posibilitatea de a crede într-un Dumnezeu, Tatăl Atotuitorul, Făcătorul celor văzute și nevăzute, de a crede într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, unul care nu făcut, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi s-a întrupat, s-a răstignit, ne-a mântuit, s-a înviat, s-a înălțat la cer și va veni să judece lumea. Credem în Duhul Sfânt ca Dumnezeu adevărat, care din Tatăl procede împreună cu Tatăl și cu Fiul Bine Slăvit. Credem în una sfântă, sobornicească, apostolică biserică, adică așa cum a fost biserica întemeiată de Sfinți Apostoli, neschimbată, absolut cu nimic. Credem într-un singur botez, care este botezul în numele Sfinței Trăim, care se face cu apă sfințită, nu poate fi făcut de două ori botezul. Cei care se botează în apă chioară, la secte, n-au nicio valoare, nu există un alt botez. Este botezul cu har, care e unul singur, botezul ortodox. Apoi, așteptăm învierea morților și viața veacului ceva să fie. Toată nevoința noastră pe pământ este în scopul învierii noastre, învierii noastre, așa cum a înviat Domnul Hristos din moarte, și a veacului ceva să fie, unde vom primi răsplata, vom trăi în bucuria vieții veșnice cu Mântuitorul Iisus Hristos. Și iată, tot datorită acestui ultim sinod, avem posibilitatea de a cinsti icoanele. Noi, fără Sfintele Icoane,
am fi foarte sărat sufletește, pentru că văzând chipul pe icoane, mintea noastră merge direct la persoană. Vedem pe Domnul Iisus Hristos în icoană și imediat contemplăm persoana sa divină umană, dumnezeiască, omenească. Vedem pe Maica Domnului, contemplăm pe împărăteasa noastră, cea prea bună, Maica noastră, cea duhovnicească, împărăteasa cerurilor. Vedem pe Sfinții Apostol Petru și Pavel, vedem corifei, apostolii cei Dumnezei, pe Sfântul Nicolae, cel plin de tot harul Duhului Sfânt și făcătorul de minuni. Și așa mai departe, noi sfinți, contemplându-i în icoană și sigur citind viețile lor, citind acatistele lor, rugându-ne lor, noi prin aceasta avem o legătură extraordinar de mare și de adâncă și de frumoasă cu lumea cerească. Și în acest fel, biserica este într-un anumit fel sau la un anumit grad și cerul pe pământ. În biserică noi îl vedem pe Dumnezeu, vedem pe Domnul Iisus Hristos, vedem pe Maica Domnului, vedem pe Sfinți, vedem pe Îngeri în pictură și avem comuniune cu ei, ca și cum am fi în cer. La anumit grad, acest grad va crește. În biserică știți că avem 8 feluri de împărtășire. Cel mai înalt grad este împărtășirea cu trupul sângele Domnului Dumnezeu, dar avem împărtășire prin văz, prin auz, prin slujbele, prin cântări, prin textele Sfintei Scripturi, textele Patriției, textele evanghelice, la diferite grade. Și așa îți rog felul de împărtășanie. Iată ce dar avem noi de la Dumnezeu în biserică. De aceea îi sărbătorim pe acești Sfinți Părinți care au creat rânduielile bisericii și au dat dogmele bisericii cu aceste înțelesuri, ca noi prin dogme să ne adăpăm de har, să ne primim izvorul nesfârșit al harului, al luminii, al iubirii, și înaintăm în iubire și în lumină, adică în cunoaștere și harul Dumnezeu la infinit. Pentru să dea Dumnezeu ca pentru rugăciunile Sfinților Părinți de la Sinodul 7 din Nicea să trăim în interiorul Ortodoxiei și în interiorul Bisericii prin harul Duhului Sfânt, în iubirea și în lumina lui Hristos. Amin.